pentru că spunea, pentru că știm că vă pregătiți să candidați pentru primăria sectorului 1, spuneați că în sectorul 1 e singurul care nu se poate plânge de bani, că a ratat, puteau să se construiască în sectorul 1 50 de școli moderne și nu s-a întâmplat acest lucru. Asta datorită, cu ghilimele de rigoare, doamnei Clotilde Armand, vă rog. Vă aduc și eu în campanie și vă rog succes, doamna. Doamna Clotilde Armand, printre multe alte boacăne, ca să spunem așa, pe care le-a făcut și le-am tot sesizat de-a lungul celor 2 ani de mandat, probabil, cel puțin din optica mea, cea mai îngrijorătoare este că a pierdut din bugetul sectorului 1, vreme de 2 ani de zile, 200 de milioane de euro. Este vorba de excedent bugetar, 100 de milioane în anul 2021 și alte 100 în 2022. Domnul ministru aici poate să confirme că după 2 ani de necheltuit acești bani se pierd. Suntem în practic în prag. Adică se întorc la bugetul de stat. Exact. Sau își face un fond de rezervă, dar partea proastă este că a primit niște bani. Adică a văduvit alte cheltuieli pe alte primării. Sau zice, își face un fond de rezervă. Ce a spus că face. Dar poate asta este păi scopul. Nu poți să-și facă statul român, văduvind alte comunități locale, exact, să-ți dați niște bani să faci școli. Care au stat blocați acolo nefiind cheltuiți. Exact. Problema mai mare, și aici oricine poate foarte simplu să-și facă orice fel de calcule. Pentru mine este importantă această temă a școlilor și siguranța în școli. Ce poți face cu 200 de milioane de euro? La primul calcul vorbim de 50 de școli noi nouțe. La 4 milioane bucată, adică nu școli, adică pe la niște standarde europene. Pentru circa, cum sunt școlile, ca să înțeleagă lumea, cum sunt școlile actuale în astea publice. Deci câteva mii de copii. Mergem și la colegul meu, Răzvan Dumitrescu.